Da. Dacă dumneata din fața mea. M-ai înțeles? Nu mă pozezi pe mine. Pozează-te pe dumneata. Da, cred că trebuie să discutați cu președintele, nu cu mine direct. Pleacă de aici, dumneata, mă pozezi pe mine. Nu pe mata. Pe mine mă pozezi. E vreo lege care nu-mi dă voie? Pozează pe mata, că îți dă voie pe mata, să o pozezi. Domnul președinte, vă rog frumos. Deci, domnul consilier, vă pun să o pozeze pe măsă, are ceva împotrivă? Să o pozeze pe măsă, dacă are ceva împotrivă. Vezi că nu e un limbaj adecvat? E un limbaj foarte adecvat. Eu se egal cu măsă, în dreptul, la fel de devorcat ca și măsă. De ce nu o pozează pe măsă? Să răspundă el. Și mă pozează pe mine. Nu, pe măsă, dar și mine să o pozeze. Deci nu se suntem de la presă și au dreptul să fie aici. Domnul președinte, are dreptul să facă orice permite democrația, dar democrația are o limită. Democrația cu unul care nu gândește e până la limita în care nu mă atinge pe mine ca persoană. M-ați înțeles? Dar cu ce vă au jignit? Cu ce vă răsuntiți atins? Vă rog să-i întrebați din partea cărei trebuie să vin, da? Da, o să-i întrebăm. Vă rog să-i întrebați. Bine. Și câți bani au primit de la Oravisa? Presa asta, din partea cărei vin, câți bani au primit? Că am impresia că au primit bani și nu ocupe fund pe mine. Și eu nu am auzit de treaba asta. Așa mi-am impresia. Și nu vreau să mă ocupe fund pe mine. Eu am impresia că au primit bani să-i ocupe fund pe alții. M-ați înțeles? Vă rog să-i întrebați. Deci astea sunt acuzații grave, dacă spuneți că au primit bani cu un anumit scop ca să vă denigreze pe dumneavoastră. Nu, n-ați înțeles. Dacă mă ocupă în fund, nu mă denigrează. Dacă sunt copiii curici. Nu. N-ați înțeles? Bun, păi vă rog să ne spuneți, da. Da. De unde fiți? Dacă urmează la presă la care scrie ei, dacă a făcut un articol în care apare o frază, nu două, în care l-a atacat pe domnul primar. Să spună, e un articol acolo în care l-a atacat pe domnul primar.